numai Iisus Hristos mântuiește. Și ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el își va mântui poporul de păcatele lui. Matei, ora 1:21, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, ora 3:16. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Nici în altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, prin care să fim mântuiți. Faptele Apostolilor, ora 4:12, pentru că v-am dat mai întâi de toate ceea ce am primit și eu. Cum a murit Hristos pentru păcatele noastre, conform Scripturilor, și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi, 1 Corinteni 15:3-4, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului său, Efeseni 1:7. Există 4 adevăruri pe care trebuie să le înțelegem pe deplin. 1. Dumnezeu te iubește atât de mult. El vrea ca tu să ai viața veșnică în cer cu el. Ce atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, ora 3:16, el vrea să ai o viață abundentă și plină de sens cu el. Poțul nu vine decât pentru a fura, a ucide și a nimici. Am venit ca ei să aibă viață și să o aibă mai mult. Ioan, ora 10:10. În ciuda acestui fapt, mulți oameni nu experimentează o viață plină de sens și nu sunt siguri dacă au viață veșnică pentru că 2. Omul este păcătos din fire, de aceea este separat de Dumnezeu. Toți au păcătuit, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani, ora 3:23, pentru că dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei, ora 6:10. Plata păcatului este moartea, căci plata păcatului este moartea. Romani, ora 6:23. Biblia specifică 2 tipuri de moarte, moartea fizică, și după cum este rânduit oamenilor să moară odată, dar după aceasta judecata, Evrei, ora 9:27. Moarte spirituală sau despărțire veșnică de Dumnezeu în iad. Dar cei înfricoșați și necredincioși, și cei urâciși, și ucigași, și curvii, și vrăjitorii, și idolatrii, și toți mincinoșii, și vor avea partea lor în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este moartea a doua. Revelația 21:8. Dacă omul este separat de Dumnezeu din cauza păcatului său, care este soluția la această problemă? De multe ori credem că soluțiile sunt religia, faptele bune și bunele maniere.
Care există o singură soluție de la Dumnezeu. 3. Iisus Hristos este singura cale spre cer. Aceasta este declarația lui Dumnezeu. Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14, 6. Plătit toată pedeapsa pentru păcatele noastre, căci și Hristos a suferit odată pentru păcate, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind omorât în trup, dar însuflețit de Duh. 1 Petru 3:18, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului său, Efeseni 1, 7, el are promisiunea vieții veșnice. Cel ce crede în Fiu are viață veșnică. Și cine nu crede în Fiu, nu va vedea viața, dar mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Ioan 3:36, căci plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos. Domnul nostru, Romani 6:23. Trebuie să credem în Iisus Hristos pentru a fi mântuiți. Mântuirea noastră se datorează harului lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Și asta nu de la voi înșivă, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude cineva. Efeseni 2:8-9, căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani 10:13. Rugăciunea păcătosului. Roagă-te asta cu credință. Doamne Iisuse, îți mulțumesc mult că mă iubești. Mărturisesc că sunt un păcătos și îți cer iertare. Îți mulțumesc pentru moartea ta pe cruce. Înmormântarea și învierea ta pentru a plăti pentru toate păcatele mele. Am încredere în tine ca stăpân și salvator al meu. Accept darul tău de viață veșnică și îți predau viața mea. Ajută-mă să ascult de toate poruncile tale și să fiu plăcut înaintea ta. Amin. Dacă te-ai încrezut în Iisus Hristos, ți s-a întâmplat următoarele. Acum, ai viața veșnică cu Dumnezeu. Și aceasta este voia celui ce m-a trimis, ca oricine vede pe Fiul și crede în El. Să aibă viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6:40. Toate păcatele tale au fost plătite și iertate. Trecut, prezent, viitor, dar acest om, după ce a oferit o singură jertfă pentru păcate pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, Evrei 10:12. Ești o nouă creație în ochii lui Dumnezeu. Este începutul noii tale vieții. De aceea, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, lucrurile vechi au trecut, iată. Toate lucrurile au devenit noi. 2 Corinteni 5:17. Ai devenit un copil al lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Dar și celor ce cred în numele Lui,
Ioan, ora 1 și 12 minute. Faptele bune nu sunt o cale prin care putem fi mântuiți, ci o dovadă sau un rod al mântuirii noastre. Pentru că noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a rânduit mai înainte ca să umblăm în ele. Efeseni, ora 2 și 10 minute, fii binecuvântat!